Sezonul de iarnă a fost dintotdeauna un prilej pentru desfășurarea actelor de caritate. Acum, mai mult ca niciodată, în pragul sărbătorilor, ne dorim să dăm jos armura de nepăsare și să fim mai buni și înțelegători cu cei din jurul nostru. Pentru unii oameni, însă, actele de caritate sunt la ordinea zilei. Ei nu își propun să schimbe lumea în doar câteva zile, dar prin acțiunile lor constante reușesc să aducă un plus de valoare în viața comunităților. Folosindu-se de prilejul sărbătorilor de iarnă, oameni precum Livia Mateiaș, inițiatoarea proiectului Podul de Poveste, încearcă să mobilizeze locuitorii timișoreni, în special pe cei mici, să descopere magia dăruirii. Am pregătit deja niște sacoșe, niște săculeți foarte colorați, care sunt deja la podul din parcul Uzinei, pe care noi, începând din vară, l-am transformat în podul de poveste, cum este și denumirea proiectului. În acești săculeți invităm publicul să aducă jucării, chiar și hăinuțe care sunt mici copiilor și vor să le doneze. Și astfel să facă o bucurie copiilor care sunt în trecere pe acolo. Pur și simplu, ideea a plecat de la senzația asta de bucurie a copiilor care o trăiesc atunci când găsesc ceva. Fiecare dintre noi ne putem aminti de copilăria noastră atunci când găseam ceva, pur și simplu ne creștea inima de fericire și atunci ne-am gândit împreună cu echipa Croșetăm Povești și Poduri să replicăm această bucurie de a găsi, în cazul acesta, jucării la podul de poveste. Noi am montat la 1 decembrie săculeții, vor rămâne acolo toată luna decembrie. În data de 5 decembrie, de la ora 13, voi fi și eu acolo, fiind ajun de Sfântul Nicolae, așa că toți cei care doresc să mă întâlnească, eu fiind inițiatoarea proiectului, sunt bineveniți în data de 5 decembrie, de la ora 13, să aducă jucării și să strângem cât de multe pentru ziua Sfântului Nicolae. Copiii nu sunt singuri însă care îl așteaptă pe Moș Nicolae și adulții se bucură la fel de mult cu aceeași simplitate și sinceritate de cadourile pe care moșul are grijă să le lase în ghetele și bocancii bine lustruiți. Ce se întâmplă totuși cu cei de care moșul pare că a uitat, cu cei care fie nu au ce încălțăminte să pregătească, fie se află în zone greu accesibile? Pentru acești oameni, Organizația Verde de Banat demarează mai multe acțiuni prin care încearcă să aducă magia sărbătorilor în cât mai multe case. Noi ducem pachete regulat în Ținutul Pădurenilor. Sigur că adunăm tot ce putem și pentru copii și avem multe cazuri sociale cu copii mulți și sigur, noi ne-am focusat oarecum pe oamenii foarte bătrâni, fiindcă de copii foarte multă lume duce copiilor, dar acolo unde dacă găsim resursele, ducem și copiilor. Noi în 11 și 18 facem două acțiuni puternice în munți și dacă contributorii sau sponsorii noștri ne ajută cu suficient, poate ducem o tură și între sărbători. În 18 de pildă, probabil o să avem după noi și un cor și bărbătesc și pe Toma Bogdan, marele solist de muzică populară, de muzică ardeleneasă, muzică de Ținutul Pădurenilor.